Teodora cedează și izbucnește în plâns din cauza lui Rochi. Nu ți-e rușine puțin. În ediția de duminică a emisiunii matrimoniale U Casa Iubirii, Teodora izbucnește în lacrimi din cauza lui Rochi. În ediția de duminică a emisiunii matrimoniale U Casa Iubirii, prezentată de Andreea Mantea și difuzată exclusiv la Canal D, Teodora izbucnește în plâns din cauza acuzațiilor pe care îi le aduce Rochi. Teodora cedează și izbucnește în plâns din cauza lui Rochi. Vedem cum Teodora răbufnește la adresa lui Rochi după ce concurentul îi aduce acuzații care o deranjează extrem de tare. Tânăra nu mai rezistă și izbucnește în lacrimi în timp ce îl acuză pe Rob că nu o respectă și care tupeul să o scoată vinovată după tot ce a făcut el. Nu ți-e rușine, puțin mai rot. E ultima dată când vărs eu lacrimi pentru așa ceva, spune Teodora. De asemenea, Andreea Mantia a făcut un anunț foarte important, și anume că, în premieră, concurenții vor avea ocazia să protejeze două persoane de la eliminare, după care a anunțat începerea votului. Să înceapă votul spre eliminare. Anunț Andreea Mantia. Printre primii concurenți care își exprimă votul se află Gagea, care o votează pe Teodora, Teodora care votează pe Gagea și Criș care votează pe Roti.